În primul rând, doresc să vă adresez și eu la mulți ani, pentru că împliniți 3 ani de activitate. Să vă felicit pentru activitatea dumneavoastră în tot acest timp. Să vă mulțumesc pentru că ne-ați sprijinit, pentru că ne-ați fost aproape, pentru că împreună am reușit să transmitem știri, informații pentru cei interesați, publicului larg, despre activitatea Spitalului Județean de Urgență, despre problemele de sănătate pe care le avem cu toții la un moment dat. A fost un an complicat, anul 2020, nimeni n-a mai trecut prin așa ceva. Am trecut cu bine, nu am avut niște situații extraordinare. Împreună am reușit să trecem peste toate provocările și, din fericire, anul acesta a început mai bine. Numărul pacienților cu coronavirus aflați în stare gravă este mai mic, este în scădere, ceea ce ne face să credem că anul acesta, spre finalul anului, vom reuși să ieșim din această stare de criză, de pandemie, să sperăm cu bine și să fim sănătoși.